fost pe scenă, cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bine. A fost foarte minunat, mi-a plăcut tot ce am reușit să văd. Oamenii care mă aplaudau erau fascinați de mine. Ai avut emoții când ai urcat pe scenă în fața juraților? Da, chiar am avut mari emoții. Era frică cum o să-mi iasă dansul, dacă nu o să-mi iasă bine, dar uite că suntem în momentul de față aici și dansul mi-a ieșit foarte bine și juraților le-a plăcut foarte mult de mine. Crezi că 13 poate fi un număr norocos pentru tine? 3, nu norocos, 2, și magic. Cum ai descoperit această pasiune pentru dans? Când a pornit toată această aventura ta în lumea dansului? Dansând, adică nu exista moment să îl fac fără să dansez, orice făceam dansând. Și mama mea m-a dat la niște cursuri de dansuri, cum am spus, din Bălenii, de multe școale de dans, Alisa Lăns, coregrafa Alina Sănache, și în acești 5 ani de când sunt la dansuri am reușit să evoluez foarte mult. Cine este susținătorul tău numărul 1? Toți sunt susținătorii mei, nu există numărul 1, toți sunt pe primul loc, toți mă susțin, toți îmi vor binele, deci nu pot să pun unul singur pe primul loc, toți sunt.